ediție specială cu Cătălin Striblea la Europa FM. Domnilor și domnilor, bun găsit! Vă invit la o ediție specială Europa FM, una cum n-am mai făcut până astăzi, dar cred că într-o vreme de tulburare, de pandemie și de restriște, este timpul să ne mai gândim și la suflet și chiar să medităm Asupra unora dintre problemele noastre. Așadar, vă invit astăzi să ascultați mai puțin despre actualitate, să comentăm mai puține știri dintre cele care ne înconjoară, dar mai multe dintre cele pe care le-am putea face, le-am putea gândi și mai ales dintre cele pe care le-am putea simți. Este o împrejurare poate prea rară în care aici, la Europa FM, îi reunesc pe doi dintre preoții cei mai cunoscuți ai suflării românești și vom încerca să avem un gând bun astăzi, dar să și învățăm câte ceva unii de la alții în preajma unei sărbători atât de mari. Invitații mei de astăzi sunt Părintele Necula, mulțumesc că sunteți alături de noi, Părinte, Prodecan Doamne al Facultății de teologie de la Cluj, părintele Constantin. La Sibiu. Da, la la de la Sibiu, Sibiu da, da. <laughs> Prodecan al facultății de teologie de la Sibiu. Mulțumesc părinte că ați acceptat uh, invitația și părintele Francisc Doboș. Mulțumesc că sunteți alături de noi, părinte. Părintele Necul drag. Părintele Necula de la dumneavoastră pornim pentru că aveți uh, și rangul dar și vârsta care vă dă întâietate în această, în această da, Nu există întâietate de rang și de vârstă. Îi mulțumesc Părintele Francis că mă însoțește în vinerea aceasta mare ortodoxilor. Știu că pentru ei se apropie alte sărbători. Au depășit cu viteza timpului istoric Paștele Ortodox, dar ei știu că suflarea catolică este alături de cea ortodoxă, așa cum noi ne-am bucurat de învierea stăpânită, înstăpânită peste Biserica Catolică cu ceva vreme în urmă, e vinerea cea mai grea din an. Ați spus la un dat că nu vorbim despre actualitate, vi se pare cea mai actuală dintre teme. Asta da, voiam în... să zic și eu. A, așa e? Ne-am supărat unul la altul. Da, da nu, nu, abia așteptam <laughs> da. Să, să luăm cuvântul, să zic că asta da. e cea mai actuală. Da, da dacă explicați. înțelegem vinerea mare, înțelegem toate celelalte actualități. Ăsta e adevărul. Că dacă înțelegem trădarea lui Hristos, răstignirea lui acel Barnaba, Barnaba care dărâmă prezența lui Dumnezeu în mijlocul Ierusalimului, înțelegem de ce, de unde se nasc trădările, micismele, piticăniile și, dar și rarele ocazii de a aplauda eroii cu adevărat importanți cei care nu părăsesc crucea. Pentru că, până la urmă, este o zi în care Domnul Hristos ne dărânește crucea ca simbol și ca realitatea mântuirii, indiferent că suntem ortodoxi sau catolici, și ne mai dăruiește ceva, ne dăruiește posibilitatea să credem într-un Dumnezeu înviat, într-un Dumnezeu înomenit și înviat, arătând că și firea omenească are parte de înviere. Altfel eram niște ratați și niște ratangii cum ne comportăm de cele mai multe ori. În lipsa lui Hristos suntem niște ratangii. Părinte Doboș, dumneavoastră, de ce spuneați că e cea mai de actualitate știre sau cel mai, cea mai de actualitate vinere? Nu știrea. Pentru că nu trăim din știri și nu trăim doar din informații. Trăim din sens, trăim din, dintr-o întâlnire. Ne amăgim că trăim din, din informații sau din știri. Dar viața noastră fără întâlnire reală și fără sens, e un, o alergare după vânt. Și citeam citeam de ună zi la un preot prieten, îl știe și părintele Constantin la Luigi Maria Epicoco, un preot italian, care pusese postase pe, pe Twitter și zicea că răul actual pentru noi creștini este Paștele asimptomatic, adică în Asimptomatică. Noi creștinii de astăzi să, să trăim în lui Hristos, ca și cum rămânem doar azi, o zic acum, pentru, pentru marea majoritate a creștinilor din România, azi, în Vinerea Mare, doar la crucea lui Hristos fără să ne bucurăm sau fără să manifestăm în vierea Lui din morți, dar nu doar declarativ, așa, cu buzele, spunând salutul, Hristos a înviat, ci în mod real, să se vădească pe chipul nostru, în atitudini, în suflecate, în cuvinte, fără să mai apelăm la răstignește-L, răstignește, -l, răstignește -l. Am tot auzit, în realitatea paralelă a zilelor noastre, acest refren. Da, vinerea de astăzi, în mod special, E cu atât mai grea, ținând cont de momentul pe care îl trăim. E tristă. E tristă pentru că, în fond, arată odată, în plus că nu știm să ne subsumăm tristețea noastră, tristeții lui Dumnezeu. Să fac amintire de vinerea din anul trecut. Noi trebuie să spunem că nu știm cum va fi vinerea aceasta încă. Dar vinerea de anul trecut, trebuie să o spun, după 30 de ani de preoție, am fost în Catedrala Metropolitană din Sibiu, patru preoți la patru colțuri ale unei mese. Cu mască cântând, noi între noi, Prohodul Mântuitorului. Erau 10.000, 15.000 de oameni au fost pe Facebook în seara aceea, se încă oamenilor le-a lipsit Prohodul și aveam cântăreți la 15-20 de metri de noi la strană. Era o tristețe care ne-a dovedit odată în plus că Biserica are dreptate când spune că atunci când spunem biserică și ne referim doar la clerici, nu știm ce vorbim. Biserica suntem toți, ori toți, ori niciunul nu e biserica. Nimeni nu alcătuiește biserica doar pentru care o funcție în ea, ci doar împreună cu credincioșii. Lipsa credincioșilor asta a fost așa o, o durere foarte mare, care s-a adăugat fără îndoială tristeții acestea radioase pe care ne dă uh, vinerea mare de fiecare dată. Știți, noi plângem că în mormânt viață pus ai fost Hristoase, dar știm că am viat. Avem această certitudine că îi cântăm unui mort care învie. Și asta ne dă tot sensul. Dar, părinte Doboș, la dumneavoastră, cum a fost ordinea statală, să zicem că a trecut prin Vinerea Mare și prin sărbătoarea de, de Paște? A, ați avut posibilitatea unei întâlniri cu credincioșii? Asta, cu siguranță, e mult diferit față de anul, de anul trecut. Chiar dacă nu este ideal. Dar îmi aduce aminte de cum a fost acum 2000 de ani. Hristos a murit singur pe cruce, toți au fugit, Iuda l-a trădat, Petru a auzit e și el și a dat seama. și la fugă, niște excepții importante da. pe care va să le subliniem. Are dreptate. Da, așa. Petru a fugit și el și a dat seama după ce a cântat Cocoșul și a plâns, a plâns. Din fericire a plâns pentru că unii nu plâng și a, fac asemenea lui Iuda, se sinucidă și iau viața sau poate iau și viața altora. Ceilalți au fugit a rămas singur pe cruce, au rămas femeile. Așa se întâmplă și acum, am putea spune, în situație de pandemie, suntem puși și oarecum la, la colț, dar fiecare colț este ca piatra unghiulară, care dă sens. Eu nu, nu mă, nu mă plâng, nu m-am plâns nici anul trecut, nu mi-a plăcut, nu-mi place nici anul ăsta, dar orice, orice situație de acest fel poate să stoarcă, să stoarcă din noi seva adevărată a creștinului, fără să mă plâng că nu, nu mergem pe numere, că nu mergem pe mulțimi. Nu a fost așa nici de la început. Și dacă mă gândesc la Hristos, cum a fost atunci? El, Mântuitorul Lumii, nu a ieșit niciodată, dar niciodată din Palestina și a încredințat celor care l-au trădat, au fugit, vestea învierii, adică nouă. Și aici nu numai... mă... Bine, nu-l inclu pe părintele Constantin aici, dar mă inclu pe mine, că plin de bube și de slăbiciuni. Și zic, Dumnezeu are încredere în mine. <gântu -i> mă iartă, Probabil, nu, fi nu fi obraznic în vinerea mare. <gântu -i> nu, gata, gata, gata. Bine, Dumnezeu. suntem împreună păcătoși. Așa, de, e mai așa. bine așa, da? Bun. De ce, suntem împreună, de ce avem conștiința împreună păcătoși nu este? Pentru că până la urmă avem și conștiința împreună în învierii. Cine își depune exact. la candidatura la înviere, spre deosebire de cei care își depun candidatura la Parlament, la Consiliul Județene, noi știm că trebuie să-și înviem. Ei, uite. Uh, și ne credințat, când da? Uiți că, când uiți că ești candidat la înviere, te comporți ca unul care admir mortăciunea din viață și riști să pierzi viața. Știi? Este un risc major. Și uite, din, din toate astea, Dumnezeu ne încredințează nouă. Bucuria asta sau realitatea învierii, de aceea să nu fim asintomatici de înviere, să, să arătăm, bine, nu doar prin cuvintele astea sau prin mărturie vocală, ci reală. Știți că, în momentul în care s-au luat diverse hotărâri care au limitat prezența în biserică sau, mă rog, au incomodat și îngreunat serviciile religioase, s-a spus așa și o mare parte din societate spune în felul acesta: că dacă de unele sau de altele avem nevoie în mod stringent, biserica și legătura cu Dumnezeu. De fapt, legătura cu Dumnezeu nu trebuie să o găsești neapărat în curtea sau în clădirea bisericii. Acesta a fost unul dintre argumentele desfolosite în dezbaterea noastră când a venit vorba de uh, reguli. Și dacă anul acesta, 2021, chiar a fost liniștit din punctul ăsta de vedere, nu am avut mari dezbateri. 2020 a fost brăzdat la evenimentele religioase majore de. Pă ceva tulburări, să le zicem, nu? Că până că ăsta e termenul corect. De o învrășbire, de puncte de vedere care s-au bătut cap în cap, de chiar și de împingeri la un moment dat, dacă mi-aduc bine aminte de unul sau două evenimente, împingeri fizice. Cum primiți dumneavoastră ca reprezentanța ai bisericilor importante din România acest tip de afirmație? Că legătura o avem în mod evident în fața unei icoane sau chiar în momentul în care te rogi? Ma, biserica mărturisește că este un rit liturgic particular și unul, un tonus liturgic al bisericii. Cât ar fi de test la motorul sufletesc al omului, tot are nevoie de o încărcare din când în când la o sursă. Adică să nu ne mai mințim. În lipsa sursei se nasc ereziile, se nasc idiosincrasiile de marcă. S-a și vădit că în războiul Linguriță versus Izoleta se pare că a câștigat lingurița. Izoleta ne-a costat vreo 14 milioane de euro și nu mai folosește la nimic. Decât la un circ, iar biserica combate circul cu crucea de obicei. Creștinii au mai fost duși la circ. Vorba Sfântului Irineu de Lion, atâția creștini, sau Tertulian zice, atâția creștini la un singur leu. Că era creștinii la leu, așa se strigan Și au atâția creștini la un singur leu și nu era leu băncii naționale, să ne înțelegem. Atunci, imaginea aceasta de de mortăciune de știre, mortăciune aruncată între oameni, un fel de momeală pentru Gâlceavă. Cine este specialist în manipulare și în propagandă știe cum se joacă astfel de, de teme, teme absolut uh, ilogice. Știu cazul Iașului în care până în ultima clipă a fost uh, validat locul unde să se parcheze mașinile din Maramureș, cele din Suceava, cele de la Iași. Știu foarte bine planul de acolo. Și peste noapte s-a trezit cineva și a zis, nu, este interzis. Vorba a moldoveanului, când cauți prișină de gârșavă, va, fi din orice, adică dacă vrei să gâlcevești o țară, o faci și o faci fără scrupule. Îmi pare rău să o spun, anul acesta mi-a vorbit odată în plus de ce îmi place să fiu preot. Preoția presupune să ai și scrupule. Foarte pe interesant. Când politicul, pe când politicul nu. E teamă că este opusul oricărei creștinism. Deci eu tot am o discuție cu prietenii mei creștini politicieni, și spun atenție, atenție, când Hristos este luat de pe cruce jos, nu nici nicio cârpă să-i ascundă să goliciunea. Judecata noastră va fi integrală, fără niciun fel de uh, scrupul de genul acesta. Și atunci, uh, mamă, și noi, uite, noi, eu cu părintele Francis, cu părintele Eugen, colegul nostru, părintele Eugen Rechiteanu, noi mai vorbim între noi așa. Cum vorbim și cu preoții luterani, care ne sunt prieteni, ne știm bine între noi și să știi că durerea a fost comună, adică să bați jocorești la nesfârșit o prezență dându-ți aere. Creștinismul nu se face din studiouri, asta este clar. Cum presă nu faci doar din studiouri, o faci informându-te, mergând între oameni, stând, ascultându-i pe oameni. Adică nu poți face abstracție de frumusețea lumii în care trăiești dacă vrei să-i binevestești frumusețea. Dar Până... eu aș îndrăzni, aș îndrăzni, să spun, pentru că de Paștele Catolic au sărit uh, mulți. Uite cum a fost la Miercurea Ciuc. A? Ca a, să zic că sunt pe Facebook, a postat a. și el pe ca, Facebook. Să... <laughs> <laughs> ca să zică, ca să zică, uite câte de bine la catolici, ca și cum din cu acela ortodox nu ar fi bine. Nu sunt de acord, e o manipulare pentru că anumiți Creștini de canapea, îndrăznesc să spun, pentru că anul trecut a fost vorba de un creștinism de, de canapea. La formă ideologică, să spună, uite, la catolici e mai bine decât la ortodoxi. Eu nu. Eu sunt cu părintele Constantin și ne sprijinim reciproc, ieșim din manipulări de genul acesta, de învrășmire reciprocă, de a spune că e mai bine la ceilalți decât. Sau măcar la noi le vedem și le atenționăm. Adică. Evident. Să fim foarte serioși acest lucru. Pentru, noastră, pentru lucruri, cine eu... nu știe, am să explic un pic momentul la care se referă Părintele Doboș, că poate nu toată lumea stă pe Facebook. Exact. O fotografie din ziua Paștelui din Miercurea Ciuc a arătat mulțimea de credincioși foarte frumos ordonată pe niște locuri special amenajate, adică marcate cu vopsea într-o piață publică, astfel încât între ei a fost o distanță cam de un metru și arăta așa, ca un Hexagon. E, poza aia a apărut inițial, s-a viralizat în, de multe ori cu acest mesaj: Uite ce ordonat sunt catolicii. A durat cam o jumătate de zi, după care colegi din presă au arătat. Aceleași, același tip de imagini de la diverse rugăciuni sau întâlniri ale ortodoxilor. Pentru că și în curțile bisericilor ortodoxe sau în, curțile, sau în curtea catedralei, locurile alea sunt marcate. Eu însumi am fost la Patriarhie într-una din zilele anterioare și am văzut că, sigur, nu era o mulțime atât de mare, dar uh, era o mulțime care stătea pe, la distanță, adică era foarte ordonat. Nu ordor. era nici Paștele când Nu, nu era, E adevărat că nu era nici Paștele, nu era da. o sărbătoare importantă, era o zi obișnuită, dar venise lumea la, uh, la rugăciunea de la slujba de duminică, da, în mod da. evident. Și uh, erau lucrurile în ordine. Ăsta e momentul, v-am întrerupt o secundă, dar ăsta e momentul ca da, să înțelegeți. Vă să, toată să lumea. spunem că Vinerea Mare ne vindecă de astfel de comparații. Noi nu trăim să ne comparăm, ci să ne completăm. E nevoie exact. de toți creștinii. În societatea românească, cred că fiecare trebuie să ne facem cu profesionalism ah. profesia. Și vinerea mare ne învăță să fim profesioniști. Observați că nu se spune nimic de soldații care răstignă. Hristos nu își nu înjure răstignitorii. El o primește, primește răstignirea ca o parte integrantă din mântuirea noastră. Pentru mine este impresionantă imaginea aceasta. Cum primul vestitor al învierii este Sutașul care îl împunge în coasta din care iese apă și sânge, arătând odată în plus instalarea morții și, prin asta, începutul mântuirii noastre. Pentru că îi auzim pe mulți cumva, e sfârșitul lumii. Sfârșitul lumii a început când Hristos a fost dedicat pe cruce. Ceasul de pornire acela este primul 00.01. Acolo e. Din momentul ăla a început sfârșitul nostru ca lume. Ați spus așa că. E vorba de colaborare da? și de a trăi împreună. Acum, mie mi se pare, în foarte multe situații, da? aici puteți să mă contraziceți, poate trăiesc eu într-o lume aparte când vine vorba de lumea virtuală. Mi se pare că societatea românească e într-o competiție sau că unii cu alții suntem într-o competiție și că suntem străbătuți de niște falii foarte adânci, adică trăim în bule, nu reușim să comunicăm. A lărgim diferențele dintre noi și de prea puține ori stăm să-i ascultăm pe ceilalți. Nu știu dacă ați remarcat, dar bisericile noastre, eu fac parte acum din grupul acesta de oameni prieteni, să spunem. Noi ne menținem prietenia în încercarea de a strânge la oaltă oamenii. Am admirat și am spus și atunci public reacția Arhiepiscopiei Catolice de București în câteva rânduri în care la diferite chestiuni legate de educație, de disciplină, că au fost foarte prompți de partea Bisericii Ortodoxe. Cum eu am constatat, nu doar la referendumul pentru familie, ci și ulterior, o foarte mare apropiere în soluțiile sociale pe care bisericile numite neoprotestante de noi, nou evanghelice, au știut să stea lângă noi și împreună să lucrăm la binele unui popor care a avut nevoie de ajutor, cum anul trecut, cred că știți, efortul masiv, uman, financiar, moral, motivațional, pe care toate bisericile l-au făcut admirabil. Deci eu sunt plin de admirație față de Colegii mei, indiferent de culte, bă, îndrăznesc și față de cei de cult musulman și de cei din cultul mozaic pentru că ne știm foarte bine și știm unde ne putem ajuta și când să ne activăm unii pe ceilalți pe segmentele de populație care ne privesc. Dar, Părinte Doboș, sentimentul acesta de competiție, de clivaj, de, cum să zic, permanent răbufnire și împungere a unora sau altora e doar virtual sau este și pe teren? Pentru că, spre deosebire dintre mulți dintre noi, dumneavoastră aveți avantajul realității cotidiene în care vă întâlniți cu, cu credincioși, cu oameni, cu oameni adevărați, stați de vorbă. Cum, cum simți societatea din punctul ăsta de vedere? E ca într-o familie. Hmm? Da. Această împungere o simți între, între frați. O simți în rândul aceleiași familii. Atunci când, poate, Dau un exemplu. Când, uh, când soțul nu știe să se bucure de, de faptul că soția lui uh, strălucește și consideră lucrul acesta ca un pericol și invers, intră în competiție frica. Frica, egoismul uh, și lucrul acesta se resimte. Se resimte nu doar între ortodoxi și catolici, se resimte între catolici și catolici. Se resimte între ortodoxi și ortodoxi. Uh, este, uh, nu este lipsa de divinitate ci mai degrabă lipsa de umanitate, de acea umanitate vizitată de divin. Oameni care nu s-au lăsat încă cuprinși de învierea lui Hristos și trăiesc încă din frica puterii, pierderii puterii, pierderii influenței, pierderii controlului. Lucrul acesta este în permanență în mijlocul nostru, oriunde, în lumea politică, dar și în lumea spirituală. Să nu ne amăgim, de aceea avem nevoie de convertire în permanență, să ne întoarcem la Hristos, la pentru că altfel ne ia. Păi... Nu, nu pot să zic că e de vreme, nu? Nu, nu pot să zic, Aneia. Ne ne da, nu, stați un pic. Atunci, convertiți-ne convertiți pe noi, consumatorii de, de Facebook și de lume virtuală, împăcați-ne. Sunteți doi părinți, probabil. Na, îi zici o vorbă de asta care nu vă place, că ați mai vorbit de păcat, dar nu, sunteți probabil printre cei mai cunoscuți din, din România și uh, foarte iubiți, împăcați-ne pe consumatorii de Facebook, Ei, care la suntem... La Ieșiți de pe Facebook și haideți la liturghie. Intrați în lumea reală a bisericii, în lumea reală a României. Că întrebarea, eu așa am simțit-o aceea adresată lui Părintele Francisc. România asta simplă pe, pe lângă care, în prin care el merge cu bicicleta, iar eu merg pe jos, că n-am să merg cu bicicleta, în care trăim așa din când în când, de unde ne luăm cafea de pe coz, ne cumpărăm covrigi cu oamenii pe stradă și, cealaltă alte toate, e mult mai liniștită. Mult, mult mai liniștită. Eu trăiesc în Sibiu, care e un oraș țintă în foarte multe situații. Se simte artificialul când este provocat, se simte și naturalul când nu este provocat. Oamenii sunt faini, au obosit, a obosit teribil. Eu dimineața aceasta în care filmăm, am fost pentru prima dată în misiune în spital, după toate regulile libertății nou asumate. Acolo conștientizez și trebuie să spun asta în vinerea mare. La picioarele Cruciului Hristos au stat în primul rând medicii și asistentele de acolo. Ei erau cei care aveau mai mare nevoie decât bolnavii de împărtășanie și ce înseamnă să pui în mâna lor în părtășania să și ia. Că n-ai voie, nu? Am zis că nu pune linguriță, nu aia, nu ai Mai ales că ei veneau chiar din zona roșu o aprins. Dimineața s-au și stins sub ochii mei oameni. Când dai în oamenilor, asta înseamnă să te întorci în, realitatea în care contează iubirea și în care contează frățietatea. Vinerea mare ne vindecă de rating. Hristos pe ce rămâne fără rating. Fără aplaudații și de servici, fără până și șmecherașii care l-au răstignit, nu spunem funcții și altele, că nu e cazul, până și cei care au tras sforile să răstignească, au plecat. Pentru că în sine, cu tremurându-se pământul și făcându-se întuneric și morții începând să umble prin Ierusalim, nu le-a fost ușor în fața unei astfel de realități. Realitatea asta a României care nu se vede, e cea care contează. Azi dimineață când am ajuns la spital, era dimineață tare de tot. Oh. M-am uitat și era un nenembră învelit cu o plapumă și își bea cafeaua fierbinte. M-am pus în gel cu cafeaua și zic ce faceți aici? Și părinte, aștept un semn să văd dacă soția trecut peste noi. Nu, nu era COVID atât. Avea o altă boală, se mai mare și în alte motive. Și m-am uitat la ochii lui când asistenta, care și-a făcut milă de om, la Sibiu de astăzi funcționează și o linie de telefonie ca să afli ce se întâmplă în spital mai ușor. Asistenta a venit și i-a dat, i-a întins o o, o fară, de o galbenă, așa, știu. Și a zis, uite, e din partea soției care s-a trezit foarte bine dimineața, operația a reușit. Cum poți trece pe Facebook emoția aia de acolo? În ce mod uităm de România asta care plânge? Care își plânge bucuriile, nu doar păcatele și ratările. Este o România care plânge de bucurie. Noi ne uităm tot timpul câți mor și, fără îndoială, că așa este. Uitați-vă la câți au supraviețuit. Uitați-vă la câți au, au reușit să iasă dintr-un clinci teribil cu moartea. Numai mulți dintre noi habar nu avem prin ce trec oamenii. Și atunci, vinerea mare revine pentru vindecarea habarnismului ăsta care trăim câteodată și ne atrage atenția. Alo! Eli, Eli, la masa Bactanii, doar el o spune. De atunci, niciunul dintre noi nu putem spune că ne-a părăsit Dumnezeu. Dar e foarte frumos ce spuneți. Dar îmi dă ocazia să întreb despre atunci despre tulburarea reală sau, cum am spus eu, despre ieșirea Facebook-ului pe stradă, despre personalizarea gâlcevii permanente și a strigătelor pe care le-am văzut. Și uite aici mă îndrept către dumneavoastră, Părinte Doboș, cum ați simțit dumneavoastră momentele de protest din România, dar și momentele în care mulți oameni au strigat unor medici asasini. strigat răstignește la... <laughs> nu, e, e, frica. Oamenii nu mor doar de COVID, nu mor nici din alte, doar din alte boli. Oamenii mor de frică. Și frica ne face hiene. Ne face să ne devorăm. Nu? Parcă așa ziceau Părintele Constantin și în anii trecuți, să ținem post, să nu ne mai devorăm unii pe alții. asta, asta se face... Uneori puțini care o fac în mod real. Au făcut-o în anii trecuți, au făcut-o și în anul acesta, din stânga și din dreapta, ca să ne înțelegem, de pe orice palier, de orice culoare, au făcut-o și o fac și acum. Ce se regăsește în, în canalizările comentariilor de pe Facebook este înspăimântător. Te gândești, oamenii aceia au chip au curaj să spună, în afară de cei puțini care o pot spune și în piață, dar ceilalți, ceilalți care arată atâta ură și atâta înverșunare în spatele unei uh, unui ecran, de smartphone sau de laptop, o pot face față în față? Nu cred. Pentru că atunci când îl întâlnești pe om față în față, poți riști să întâlnești umanitatea, dar și divinitatea din fiecare om. Și dar... te rușinezi. Te rușinezi, ajungi să te rușinezi aș de ceea ce îți putea trece prin minte. Da, tocmai au făcut-o, adică asta s-a întâmplat. Uh, Sunt puțini cei gălăgioși. Spun, aș îndrăzi să spun că au confirmat scriptura, în care unii nu cred. Chiar dintre analiști nu cred. În scriptură stă scris, cine seamănă vânt, culege furtună. Am... De ani de zile noi cultivăm vânticele, vânturi, furtunele. Și am dat acum, a dat taifunul nesimțirii peste noi, că este un taifun de nesimțire. Adică să intri în curtea spitalului din Bacău, că acolo mi s-a părut cel mai grav, și să-i strigi femeia alea care nu și-a văzut copiii de două săptămâni și încearcă să facă să supraviețuiască oameni, că este criminală, mi se poate lej majestate la demnitatea de medic. Adică omul alb, în halat alb, ca preotul în reverendă, ca ofițerul în uniformă, ca pilotul la bordul avionului, sunt inatacabili, sunt în exercițiu funcțiunii. A zis-o bine atunci domnul Vlad Voiculescu că nici măcar în război medicii militari nu erau uh, atât de atacați. Dar ceea ce vădește lucrul acesta este gravitatea uh, furtunilor iscate anterior, din care s-a cultivat uh, furtuna de acum. Taifunul de acum e născut dintr-o educație a furtunii cu orice preț. Cine a întreținut acele curente E vinovată înaintea lui Dumnezeu pentru nepacea de acum. Și în viața dumneavoastră, asta așa ca o curiozitate paranteză. A, și în viața dumneavoastră, adică sunt oameni pe Facebook care vă zic lucruri din astea incredibile? adică gâlceava asta m-am scutit, mi-am închis, mi -am Știu, închis Facebook, de -am ai văzut ce greu am comunicat părintele Doboș <laughs> încă e activ mai postează lucruri frumoase se întoarce furtuna și la dumneavoastră adică și unei fețe bisericești sigur da e, e, sigur cum, da nu cum părinte. Deci, oh, cu... vor să ne convertească dar cum okay, să nu, perfect. sunt oameni și mai ales, mă uit, acum dincolo suntem în vinerea mare pentru cei mai mulți creștini din România, dar nu pot să remarc că oamenii uh, cu școala vieții, ca să nu spun, sunt cei mai virulenți. Oameni care pf, să mă ierte Dumnezeu și mă iartă, că na, e în fișa postului la el, dar oamenii ignoranți au pretenția absolută că cunosc, că îl cunosc pe Dumnezeu. Și eu nu o întâlnesc în viața, și în viața reală sau poate și pe online atunci când cineva îți spune că Dumnezeu i-a spus lui ce trebuie să facem noi? Și eu îi spun, evident, în mod ironic, dar la fel de adevărat, că și mie Dumnezeu mi-a spus că lui nu i-a spus nimic, deci să stea cu minte. Adică avem nevoie un pic de, de, de bun simț, avem nevoie de, uh, și de ironie pentru a ieși din înverșunare, pentru a ieși din ură, din această campanie a urii și a defăimării. Nu ne-am săturat, uh, e nevoie să ieșim din această din această ură care strigă, răstignește, răstignește în permanență în persoana semenilor noștri. Noi strigăm ca alți semeni ai noștri să fie răstigniți. Noi murim de frică de fapt. Care sunt care e motorul care ne face să strigăm? Frica. Frica că pierdem ce viața, liniștea Cine, cine ne pune în minte și în suflet acea sămânță a zizaniei, care e de fapt a celui rău, a diavolului? Ascultați o ediție specială Europa FM. Invitații mei astăzi sunt părintele Constantin Necula și părintele Francisc Doboș. Personal, dumneavoastră, uite, ca să vă întreb și la nivel personal, cum trăiți vinerea mare? Adică faceți ceva în mod aparte, deosebit? Vă rugați mai mult decât de obicei? Nu știu, eu. dacă reușim cumva să pătrundem în intimitatea noastră, poate mai multă lume vă urmează sau vă ascultă. Știu că săptămâna preotului este... Săptămână mare tot timpul. Viața preotului este o săptămână mare tot timpul. Eu n-am crezut că e asta a fost hirotonit duminica și deja lunea de după hirotonie a fost lunea mare, marța mare, miercurea mare. Era în ianuarie când am hirotonit, deci nu e vorba de această săptămână mare, dar preotul totdeauna stă într-o săptămână mare. El stă la spovedi, stă la rugăciune, stă la dispoziția oamenilor. Nădăjduiește că atunci când se va stinge, de obicei în sâmbătă mare, se va învia și el duminica în zorii cei din ei săptămâni. Adică nu mi-aduc aminte vreodată în ultimii ani de când mi-a găduit Dumnezeu să fiu hirotonit, să trăiesc altfel zile decât ca o lună mare, marți mare, miercuri mare, joi mare, vineri mare, sâmbătă mare, duminică, să te neșolăm de la capăt. În ciuda aparențelor, preoția este o chestiune care se asumă greu și se trăiește greu. Unii o iau cu superficialitate. Cine o trăiește așa, sigur că o trăiește așa, n-ai ce să-i faci. Dar când doi în serios, și așa o bucurie Bucure bucurie să simți pe oameni și bucurie să simți pe Dumnezeu partea ta. Niciodată ca în săptămâna mare, dacă vreți, cu totul special este faptul că oftezi un pic liniștit că mâine, fiind sâmbătă mare, nu mai ai atât de mult a povedit. Și dintr-o dată simți că te sună, înainte erau așa, veneau copiii de peste hotare și în sâmbătă mare aterizau și îți dedicai sâmbătă mare în loc să stai acasă, să te odihnești, să te primenești, să stai de vorbă cu ai tăi, să stăteai acolo cu ei și simțeai că îți faci odată în plus datoria. e dor de diaspora românească care venea acasă. Acum îi onorează pe preoții de acasă să vedeți ce eforturi fac românii pentru a putea să fie alături de biserică și biserica alături de ei e cu adevărat nod în gât. Nu știu câți ambasadori avem peste hotare, nu știu, că nu pot să, nu știu care este construcția mea în Ministerul de Externe, dar îi văd pe preoți că sunt niște, cum să le spunem, niște consuli a energiei necreate care fac minuni. Îi văd pe oameni cum se stând în și nu de ieri de azi. Diaspora e frumoasă și în biserică. Și mai e un lucru, atât de tare mă impresionează, doar am umblat mult în Italia, Franța, Spania, am ținut conferințe, am întâlnit cu oamenii, Portugalia, și acolo, Există o singură țară, România, basarabenii, bucovinenii din Ucraina care vorbesc românește, basarabenii, toți suntem o singură, sub cupola bisericii, suntem o Românie sub cupola bisericii. Poate că asta ar trebui să învățăm, că în biserică nu există decât, cum să spun eu, o singură suflare și suflarea asta își cere mântuire. Cei care cred că atunci când ce ne Doamne miluiește, ce ne milă, se înșală. Doamne miluiește, de fapt înseamnă Doamne miliește ne pe noi cu mântuire. E celul cel mai de preț. Părinte Doboș, faceți ceva? Eu să... stau pe prispa rugăciunii. Asta am făcut, că noi acum am trecut de Vinerea Mare și de Duminica Învierii. De fapt e o unică vinere mare și o unică înviere pe care o celebrăm chiar dacă avem acest strabism, am putea spune, <laughs> da, dar iată, în vinerea mare am stat pe prispa rugăciunii, poate după mulți ani, pentru că am stat pe prispa rugăciunii și în biserică mai mult, sâmbăta mare la fel. Mi-am acordat uh, timp uh, să stau în biserică, să stau la spovadă, să ascult povezi, uh, să, să simt cum oamenii se împacă cu, între ei și cu Dumnezeu. A, lucrul acesta pentru că mi-a lipsit în ultimii ani, pentru că stăteam și explicam în bierea canale de televiziune, diferiților jurnaliști. A, acum, anul ăsta, nu am încercat să mai explic nimic. A, am trăit-o. Și asta m-a bucurat atât de mult. Oamenii nu au nevoie de explicație, au nevoie de întâlnire reală cu Dumnezeu. Uite, nu i-am dat șansa asta părintelui Necula, deci tot la televizor și la radio trebuie să explice cum stau lucrurile. A, bine, că o facem înregistrat acum, da, să da, știe da, lumea da. că o facem nu facem un mare. De altă parte să spun că pentru mine e interesant că toate televiziunile, pe ce puțin în ce privește Biserica Ortodoxă, ne-au cerut să explicăm până la ora 12 noaptea, de acolo era ca de la sine, înțeles. Am fost și... înveșmântat, am fost și la emisiunea la care am fost înveșmântat câteodată, atunci am trăit poate cel mai emoționat moment. Un copil din spital care fusese internat în situație gravă. I-am spus, uite, mă îmbrac în veșminte și primul care a vin să-i dau lumină după ce primim lumină ești tu. Te rog să primești lumina de la mine. Și în timpul emisiunii am spus atunci la televiziune, nu i-am zis numele să fi supărat și să-l fac așa celebru. Știi ce a făcut? A luat lumânarea și a zis, Maica, și mamă, zice să știi că eu mor, că mâine dimineață vreau să-mi cu Hristos. Și Maica s care primise dreptul de a-l așa, era bucuroasă, copilul a luat lumânarea, a aprins-o, s-a bucurat, a, aprins, a pus lumânarea în capul patului și a murit. Deci aia e cea mai adâncă înțelegere a învierii. Ceilalți suntem toți niște corigenți. noi tot repetăm examenul ăsta la nesfârșit. Pentru mine, momentul ăla și frații știe prin ce am trecut în seara aia, știu și ceilalți colegi preoți, două zile am vorbit realmente singur. Singur am vorbit de Ștefan, Dumnezeu să-l odihnească, a înțeles perfect despre ce este vorba în viața noastră. Adormim seara ca să înviem dimineața cu Hristos. E o dimineață care ne cuprinde pe toți. Noi ce ar trebui să facem noi restul în vinerea noastră? Să fim. Să fim. Să fim. Asta uităm. Nu trebuie să facem neapărat. Dacă facem, să nu ne concentrăm doar pe făcut. La fel ca și postul. Eu o zic adesea, nu, nu eu țin postul, ci postul mă ține pe mine pentru a nu folosi postul pe care eu l-am ținut ca monedă pentru a-i spune lui Dumnezeu, îl trage de mânecă și zic, hei, uite, vin cu meritele, uite, am fost de treabă și ce mi se dă? Adică nu e un, nu e un târg, nu e un business postul pe care îl țin, ci este dovada că Dumnezeu m-a vizitat pe mine, mă curge prin vene Duhul lui Dumnezeu, iar faptul de a ține post nu e altceva decât de a intra într-o bucurie. De a, lăsa, de a lăsa primatul lui Dumnezeu. A, ah, nu știu dacă e cu primatul aici. Putem să, să facem să un pic primi, de mine... autoironie. Da, la Dumnezeu Ii... poate fi primatul. Da, a, uite aici. <laughs> <laughs> nu. că noi noi de eu dar, cu părintele astea... Constantin ne mai ne de mai mânghem, exista, ne mai impunem așa poate, cu spiritualitatea. Să, să spunem că cu spiritualitate. Eu, eu sunt convertit de vinerea mare. Dar faptul că tata m luat de mână și mă ducea în și Brașovului la la prohod e cel mai important lucru din viața mea. Eu cred că e momentul ca tații să și-a fi să vadă pe fiul tatălui. Eu cred că asta e ziua paternității adevărat. Avem ziua internațională a femei, avem și ziua internațională a tatălui, este drept. Dar asta este, de fapt, ziua tatălui. Să-ți iei copiii de mână, să te duci și să le spui, uite, când eu nu mai sunt în stare să vă ajut, sau viața mea se stinge, vă trebuie să știți că prin acesta, prin Hristos, aveți un tată în cer. Că tatăl nostru nu e o glumă. Ați spus, la un, ați spus la un moment dat, părinte Necula, Crăciunul este ca să te întorci acasă. Fie că locuiești sau muncești în străinătate, fie că mergi la părinți. Astea spusele dumneavoastră. Și Paștele, atunci, pentru ce Uite, sunt? Uite, ca să iei copii, să-i duci la părintele, să-i înveți. Eu cred că cea mai frumoasă imagine pe care avem de înviere nu este legată de veșmintele frumoase de Paște. Să spunem, nu sunt cu fir de aur. Uh, nu. Uh, frumusețea aceasta a luminii. Uh, e frumusețea aceasta a familiei care se pune în lumină. Eu am niște amintiri, revin în Brașovului, așa, din obstinație copilărească. Uh, sigur că nu încă încăpea lumea nici atunci în Catedrala Sfântului Nicolae. Pentru munții Brașovului, catedralele sunt Sfânt. neîncăpătoare. Și vedeam pe oameni venind pe toate străzile acelea care coboară din Spreșchei, de pe curcani, de colo, de col, Venea o mare de oameni care apoi se întorcea acasă ducând lumina. Era o atriție și o contriție. Așa, ăsta e ateiul țării, de fapt. Să te aduni în Dumnezeu, să iei putere și să te duci cu puterea luată de la Dumnezeu acasă. Primii care mâncau Paștele erau bolnavi. Fugeau toți acasă să le ducă Paște. Pâine sfințită de, de Paște. Pentru că ei știau un lucru fundamental, că nu există sărbătoare în care să nu încapă bolnavul, muribundul, ba chiar cel mort. Pentru că primii la biserică sunt cei care au murit. M-am gândit că de la Paștele trecut la Paștele ăsta, când vom bate clopotul, primii în biserică vor fi cei care au plecat bolnavi de COVID. Primii. Ei vor fi primii. Pentru ei o să facem în sâmbăta lui Lazar pomenire și Sper din inimă să ne completăm pomenicele. Noi am făcut efortul de a păstra cu ajutorul multora dintre medici care le mulțumim. Numele celor care au murit, indiferent de confesiunea lor și de limba în care au vorbit vreodată. Și dacă au urât biserica, ca om al bisericii, am onoarea să mă rog lui Dumnezeu pentru el. Pe toți am pomenit pe numele mic. Mii de nume, sute de nume. Bolnavii pe de o parte, cei muribunți pe de altă parte, cei plecați pe de altă parte. Pentru că asta e forța unei biserici. Să transmită învierea cu toate cuvintele ei. Părinte Doboș, ce pentru dumneavoastră, ce ar însemna dacă pentru părintele Necula e mergerea copilului la părinte, pentru dumneavoastră, sărbătoarea? E uh, învierea uh, care nu, nu, eu, nu o explic, ci o trăiesc în mod real. Cum? Prin umanitate. Uh, la fel, mă întorc aici. <laughs> Și aici, în timp ce părintele Constantin spunea de, de tatăl care își duce fiul, uh, mă gândeam la, uh, la explicația aceasta sau la scuza pe care foarte mulți uh, adulți, uh, când e vorba de credință, o, o aduc în discuție. Păi să-l las pe el să-și aleagă când va fi mare. Și aici mă gândesc: uh, de ce nu ați făcut același lucru când trebuia să-i dați. Uh, copilului vostru de mâncare și el nu putea să aleagă. Ați făcut o alegere. Deci ați făcut o violență? Cu siguranță nu. Deci să nu vorbim de lucrul acesta. Fiecare părinte îi dă propriului copil propriile valori. Hrana cea mai bună. Face alegere. Deci nu poate să-l lase pe copil care nu știe ce să aleagă, ce trebuie să mănânce. De aceea, noi, când dăruim celor mici, nu dăruim doar mâncare, doar în bucătura, ci dăruim și în bucătura cerească, din sufletul nostru. Dacă părinții nu au legătura cu Dumnezeu, e greu să le transmită această legătură. Și atunci se deleagă această, această misiune lecturilor. Evident că unii ajung la credință și prin lectură, prin suferință. Câte persoane în această perioadă, de anul trecut până acum, S-au apropiat de Dumnezeu. Oameni pe care nu i-am văzut, oameni oameni care nu au fost botezați, dar oameni botezați. Comunit și... Comunități întregi de oameni sau nu? Comunități în întregi de oameni s-au născut drept. la credință în Biserica Ortodoxă și în Biserica Catolică, uh, nu de frică. Evident, am plecat de la frică, pentru că tuturor ne-a fost frică. Dar după frică, am descoperit întâlnirea, l-am descoperit pe Dumnezeu. Uh, și câți oameni au, uh, au ajuns sau m-au contactat pe mine, pe părintele Constantin? Pentru că le era frică în această perioadă, pentru că datorită COVID-ului au descoperit alte lipsuri, dar au ajuns, la, au ajuns la esență și au redescoperit familia, și au redescoperit esența, legătura lor cu Dumnezeu, dar și cu proprii... Mai, mai e ceva, mai e ceva, cred că pe mine și pe, pe părintele Francis ne privește personal. Părintele uh, Francis și-a pierdut tatăl în perioada aceasta a COVID-ului, l-am pierdut pe tata ceva mai înainte. Vezi niște tați care ne-au adus la biserică cum fiilor care sunt preoți îi aduc la înviere. Tata Constantin și tata Iosif nu o să lipsească din rugăciunea noastră. Sunt În niciun noi. caz. Deci sunt cu noi. Adică cum să spunem, nu, nu existăm ca preoți fără paternitatea părinților noștri. Iar eu îndrăznesc să spun și fără paternitatea mea ca tată al fiului meu. Adică e plinătatea aceasta pe care ți-o dă învierea. Noi nu alergăm pe o pistă neconsumată și necunoscută Hristos ne-a arătat direcția. Ori asta este una a păcii, a solidarității, a solidității în solidaritate, pentru că noi suntem empatic foarte solidari. Primele luni de COVID m-au impresionat profund, ne-am unit, dar eu am spus-o și atunci. Atenție când o să începem să picăm între palmele care ne aplaudă. Când se puneau aură medicilor și se afișau pe toate, țineți minte, am spus-o public de re în repetate rânduri. Atenție! preoții am gustat din asta. Noi știm cum e când cei care te aplaudă, apoi te plăznesc. Știm bine, avem experiența asta în repetate rânduri. Cristos aceea... o știe din Duminica a, da. a Florid, De la el da, o și da. știm, da. Da, da, da. De aceea e de preferat aura împărăției, nu aura pusă de oameni. Pentru că ne îndreptăm către finalul acestei ediții speciale Europa FM, haideți să privim atunci către viitor, că e foarte important. Perioada asta tulbure nu s-a terminat. Ea este pe cale să mai țină. Nu știm cât va ține. Uh, mulți fac eforturi, societatea în sine poate face eforturi să treacă peste, dar vreau să vă întreb așa, sunteți mai curând optimiști sau pesimiști pentru ceea ce urmează? Realiști. Asta cum se traduce? Optimist. Realismul optimist. Realism. Evident. Optimist. Realismul <laughs> da. nu, e niciodată, nu e niciodată neoptimist. Cele, știți că și noi credincioși așteptăm ghidaj. Uh, astăzi ne uităm uh, mult către cei care sunt în funcții să ne dea ghidaj, să ne spună. Ne place, nu ne place, îl ascultăm, nu îl ascultăm. Uh, din păcate prea rar, ne întoarcem și către celălalt ghidaj de natură spirituală. Da? Vin sărbătorile, e scena dumneavoastră, cum s-ar spune. Haideți să luăm ghidajul acesta. Ce să facem? Ghidajul cel mai de preț în sărbători este cel față către față cu duhovnicul. Acolo se reglează, de fapt, mecanismul orientării. Și e al doilea de... lucru care stă, iese, este bine. Au fost foarte mulți oameni la spovedit, uite, nu filmăm în ultima săptămână, să spunem, dar deja uh -huh. pot de reverenda de pe mine în fiecare zi, liniștit. Oamenii chiar vin, chiar știu că au ce să facă și au la cine să vină să povestească. Și să... Oamenii în ultima vreme au venit să fie ascultați. Nu mai au nevoie neapărat de îndrumare. Iar al doilea lucru pe care trebuie să-l spun este că la suprafața lucrurilor. În noaptea de vineri, în seara de vineri, Hristos este o bucată de carne tocată, aruncată pe cruce. Scuipat, umilit, jignit, dat de pe cruce, pare un mort care pentru foarte mult. Cu excepția mai ce domnul Cilas, nici nu avea ce titlul. În cele mai de jos, în schimb, calcă ca un împărat. În vremea pandemiei, Hristos n-a venit cu. a venit cu umilința unui împărat care ne cunoaște pe fiecare dintre noi în parte. Cine a stat lângă el n-a iar dacă s-a stins, nu a pierit. E două lungimi de undă diferite. Dar astăzi suntem obosiți, Părinte Doboș. Cum Părinte... o să ducem perioada asta mai departe? Cu multă iubire. Redescoperirea iubirii. Cea mai frumoasă scenă care mie îmi place din Evanghelie este cea a ucenicilor care se îndreaptă spre Emaus. Cei doi care îi povestesc realitatea. Probabil cei mai mulți, cei care ne ascultă Știu acel episod din Evanghelia după Sfântul Luca Când după, după înviere După răstignire și după înviere Cei doi se îndreaptă spre Emmaus Pleacă de la centru spre periferie spre, spre Emmaus, în afara Ierusalimului Și povestesc cele întâmplate Toată societatea noastră povestește cele întâmplate Toți au pretenția că văd ceea ce este real Și sunt pesimiști Hristos se apropie de tipii ăia și a, despre ce discutați a, între voi pe drum? Păi, tu ești singur aici care nu știi ce s-a întâmplat, n-ai văzut realitatea. Trăind de și Ierusalim. Discuți, e, da, tu ești străind de Ierusalim, de ce s-a întâmplat? Ei, se apropie Dumnezeu. Asta se întâmplă și acum. În societatea noastră, Dumnezeu este cu noi, nu ne dăm seama, ne provoacă. Fie că ne provoacă prin Părintele Constantin sau chiar și prin mine sau printr-o mulțime de preoți care lucrează la sufletele credincioșilor lor în propriile lor parohii, ne provoacă și mai apoi ne deschide ochii. Reacția celor doi. Asta este pentru mine uh, emblema de Paști, de fiecare dată, când după ce l-au recunoscut pe Hristos la frângerea pâinii, noi avem Euharistia, avem Sfânta Liturghie, uh, uh, cei doi au zis, cum nu ne ardea nouă inima în piept când pe drum ne explica Scripturile, ne explica realitatea adevărată care este cerească. Nu poate fi doar realitatea orizontală. Nu pot fi doar lipsurile, rănile sau moartea. Învierea este atât de prezentă între noi și o trăim. O trăim prin cuvinte, prin reacție, prin mimică, gesturi și prin iubire. Vreau să vă întreb în felul următor. Nu știu pozițiile dumneavoastră legate de chestiunea asta, dar consider că sunt importante pentru perioada viitoare. Vaccinarea este salvare în perioada următoare pentru societate, specie, o să aflăm. O să aflăm, suntem pe care să aflăm. Eu m-am vaccinat. Eu, eu sunt un. Dau o mărturie. Eu, sunt, eu sunt absolvent de chimie fizică și nu, întâmplător sunt laborant. Știu întotdeauna că valurile de empatie le urmează altele de greutate, celor de greutate le urmează unele de suferință. Trebuie să fim gata să înfruntăm totul cum nu e pe lista postului meu să mărturisesc vaccinul, ci pe Hristos, am să mărturisesc pe Hristos în continuare și am să continui să mă rog de fiecare dată pentru cei care se vaccinează, ca și pentru cei care nu se vaccinează, dar mai cu seamă pentru cei care caută soluții. Dar Mie asta re... mi se pare cel mai important, să stăm alături de cei care caută soluții. Uh, restricțiile sunt soluție? Că multă lume se întreabă și am dus o dezbatere națională despre asta. Mm. Experiența ne spune că în anumite situații da, în alte situații nu. De exemplu, eu sunt conștient că pe noi, pe preoți, ne-a salvat foarte mult anul trecut partea de restricționare și menținerea aceasta fizic vorbind, că psihic ne-a afectat pe toți, care nu au fost optimiști, apropo de optimiști sau care nu au fost optimiști, chiar au avut urmări, dar în principiu, dacă ai o fire bună, în singurarea aceea de la altar nu dăunează grav sănătății. Din contră, eu sunt convins, nu știu, la... dar cred că am mai vorbit cu Părintele Franții și nu numai cu el, am vorbit cu ceilalți preos, din țară, mulți. Pe noi ne-a ajutat să redescoperim liturgia, pentru că nemai grăbindu-ne pentru comunitate să fie lumea in timing, la supă, la ora 12, am, am fost concentrați pe text mai mult și se vede pe înregistrări. Sunt niște liturghii absolut liniștite, cu minți fascinante și ce am constatat că a crescut foarte mult calitatea predicii preoților. Obligați să devină membrii de, de microfon, cu dreptul, la anul la microfon cu drepturi de pline, au crescut foarte mult calitatea predicii, pentru că ne-au obligat să fim mai atenți, mai... E, nu știu cum ați făcut... În tihnă. Sacrul Tina. Nu știu cum ați făcut, dar ați intuit întrebarea finală, pentru că așa era scris aici, pe foile mele, uh, uh, stimați părinți... Uh, dacă ar fi, chiar nu și nu știu acest lucru, nu știu dacă părintele Neculava va rosti predică duminică, nu știu dacă dumneavoastră o faceți, dar dacă ar fi să fie și să ziceți discursul acesta al îndrumării, către ce v-ați îndrepta? Eu am descoperit un text din Fericitul Augustin care m-a străbătut tot postul ăsta. Că nu -avem, avem nicio certitudine în viață nici momentul nașterii, nici al morții nu se încearcă. O singură certitudine avem, mila lui Dumnezeu. Iar mila lui Dumnezeu curge prin înviere între noi. Primul dar al învierii Domnului Hristos este iertare. Dacă ne bucurăm de ea și putem să o și dăruim, mila lui Dumnezeu peste noi. Părinte Doboș, dumneavoastră. Pentru mine, ce a făcut Hristos după înviere, extraordinar, am mai spus-o asta, dar nu încetez să o repet. Dacă înainte de răstignire, Hristos a făcut minunea, a mulțit pâine, a vindecat ologi, a redat vederea celor orbi, după înviere, Hristos s-a transformat în master chef. Ceea ce pentru mine, pentru că îi aștepta pe mal, pe ucenici care s-au dus să pescuiască, erau obosiți, încă nu erau convinși că El a înviat, li s-a arătat, dar mai apoi s-au întors la meseria lor de bază. Nu au prins nimic. Hristos îi aștepta pe mal și le-a gătit pește. I-a așteptat deja cu masa pusă. Pe noi Dumnezeu ne așteaptă și astăzi la liturghie, oriunde, în orice biserică și ne gătește divinitatea Lui pentru umanitatea noastră, ca noi să trăim în dumnezeiți. Asta este pentru mine. Este wow! Ce pot să zic mai mult? Cum ar fi potrivit, cu ce urare ar fi potrivit să încheiem această emisiune, Părinte Necula, Părinte Doboș? Sfântul Serafin de Sărov avea un salut care cred că merge tot anul. Hristos a înviat bucuria mea. De are două accente. Bucuria mea adresându-te către celălalt și bucuria mea asumând învierea. Eu cred că trebuie să învățăm să ne mai și bucurăm. Ajunge vremii răutatea ei. E momentul să fim a învierii. Și nu numai acum, tot timpul. Și tare m-aș bucura, uite, o cruce mare peste tot ce înseamnă colegialitatea noastră din media și din, din societatea românească. Tare m-aș bucura să reușim să fim oamenii în și nu protocolari și nu uh, neatenți la învierea celorlalți. Vă ascult, părinte Doboș autentici, autentici cu greșeli. Numai cine riscă cu adevărat și cine este cu mâinile suflecate greșește, se murdărește. Dar, dar ajunge să mărturisească, să slujească, să se bucure. Nu avem de, doar de mărturisit o înviere, ci avem o înviere de trăit în mod real. Să descoperim umanitatea noastră în Dumnezeită de Hristos. Hristos a înviat. Vă mulțumesc tare mult. A fost o bucurie. Noi și Ediție specială cu Cătălin Striblea la Europa FM.